Consider că trebuie un punct zero la AJF Mehedinți, din acest motiv ai ales să candidezi? Într-adevăr, este nevoie de un suflu nou, este nevoie de o echipă tânără, este nevoie de o echipă cu oameni serioși care a demonstrat atât pe plan sportiv cât și pe plan profesional că au făcut ceva în domeniul acesta. Alături de cine vei intra în mătălia pentru hotărârile președinte la AJF? Avem o echipă nouă, o echipă care vine să facă treabă, își dorește foarte mult să dezvoltăm fotbalul mehedințean. Alături de mine vor veni Silviu Gulei, care știți foarte bine că a arbitrat la Liga 3 atâți ani de zile. Domnul Gigi Doina, care într-adevăr este un nume la noi în județ și dânsul a arbitrat la fel atâția în Liga 3-a, plus că o să vină băieți tineri, serioși, gen domnul Răzvan Lupu, care o să fie alături de noi și mulți alții. Care sunt principalele acțiuni pe care le vei întreprinde atunci când vei prelua, să spunem, hotărârile de președinte, dacă îl vei câștiga? În primul și în primul rând vreau să dezvolt fotbalul juvenil. Cum îl dezvoltăm? Încerc să creez la nivel de județ o interligă. O interligă în care să fie, m-am interesat și la federație, și în care să fie cel puțin 4 echipe și fiecare echipă să aibă la rândul ei 4 grupe de copii și juniori. Trebuie să avem nevoie urgent și aici vreau să apelez la factorii locali, politici, Consiliul Județean, Primăria Drobeta Turnu Severin și în colaborare cu Federația, ne dorim foarte mult să construim un stadion, un teren sintetic cu dimensiuni normale în care să ajutăm aceste cluburi de copii și juniori și nu numai, și cluburile din jurul orașului care pot să vină să-și desfășoare activitatea pe acest stadion. Îmi doresc foarte mult să, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Învățământ, vreau să am o colaborare foarte bună și să merg în diferite zone ale județului și să creăm turnee, să integrăm copiii de la sate și, bineînțeles, partea finală cu câștigătoarele pe zonele respective și la diferite grupe de copii și juniori, să desfășurăm finalele la noi, la Severin, pe municipal. Îmi doresc foarte mult să organizez un campionat All Boys. Da? Cu ocazia asta vreau să identific persoanele, oameni de fotbal care n-au mai fost băgați în seamă. Oamenii de fotbal care suferă pentru acest fenomen. Și aici țin să vă amintesc că sâmbătă a avut loc prima etapă din Liga a treia și îi felicit pe această cale pe domnii de la Șimian că au promovat și a fost o atmosferă extraordinară. Oamenii își doresc, au nevoie de fotbal. Și am văzut că a fost o atmosferă extraordinară. Îmi doresc foarte mult o transparență totală a informației. Cum facem asta? Pe fiecare, înainte fiecare etape, trebuie să anunțăm pe site-ul AJF-ului jucătorii cu cartonașe galbene, jucătorii cu cartonașe roșii, au voie, n-au voie, au drept, nu au drept de a intra să joace. Asta pe plan competițional, da? Îmi doresc foarte mult pe plan de arbitraj. Îmi doresc foarte mult să creez un corp al arbitrilor cu băieți tineri, cu băieți serioși. Și aici o să implic foarte mult, într-adevăr, cum v-am zis, și colaborarea cu Inspectoratul Județean. O să am o colaborare cu Clubul Sportiv Școlar,
cu clubul Luceafărul, cu clubul Atletic Drobeta, pentru că sunt cluburi care activează la copii și juniori în competițiile de juniori republicani și acolo depistăm tinerii viitori arbitrii ai județului Mehedinți. Să știți că județul Mehedinți are o istorie foarte bogată în arbitraj și drept dovadă acum de 4 ani de zile nu mai avem niciun arbitru la nicio ligă superioară. Este strigător la cer. Suntem pe ultimul loc în țară la acest capitol. Da, într-adevăr, îmi doresc să am o colaborare cu școala de antrenori. Vă dați seama că îmi doresc foarte mult să organizăm la nivel de județ. Îmi doresc foarte mult să la nivel de județ astea cursuri pentru licența C, pentru tinerii antrenori care o să intre în acest curs. După aceea trebuie să-i ajutăm vârfurile, să ajutăm pentru licența B și mai sus. Da, într-adevăr, avem un program foarte bine stabilit. Pe plan de marketing, da? Pe plan de marketing, îmi doresc foarte mult să creez o pagină de Facebook. Pagină de Facebook pentru în care se denumească AJF Mehedinți. Să intrăm în normalitate, pentru că toate asociațiile județene de fotbal din țară au o pagină de Facebook. Și acolo anunțăm toată informația. Pentru că, știți, oamenii din mediul urban nu au toată informația să intre pe site-ul federației, să nu știu ce, să caute, să verifice. Toată lumea are pagine Facebook. Și atunci încercăm să venim cu toată informația în ajutorul lor, da? Să promovăm activitățile, să promovăm competițiile la toate nivele, de la copii și juniori până la Liga 4-a. Într-adevăr, pe marketing, îmi doresc foarte mult să creăm grupuri de WhatsApp, da? Liga 4-a. Toată informația ce e nevoie pe grupurile respective. Pe lângă că îi anunțăm telefonic de o adunare generală, de nu știu ce avem noi de desfășurat, dar informația o să vină la timp util pe grupul de WhatsApp, Liga 4, Liga 5, copii și juniori și mai știu eu ce. Pe plan legislativ, da? Îmi doresc foarte mult și este urgent nevoie ca toate asociațiile sportive trebuie să treacă la CS-uri, la club sportiv. Și atunci noi trebuie să venim în ajutorul lor. Venim cu toată informația, cu tot ce trebuie să informăm pe conducătorii, pe președinții de cluburi, să schimbe denumirea. Îmi doresc la fel de mult să ajut cluburile cu documentația pentru proiecte la Consiliul Județean. Știți bine că sunt bani la nivel de Consiliul Județean în care poți să-ți faci un proiect, da? Trebuie să-ți faci un proiect de finanțare și atunci Consiliul Județean decide dacă te poate ajuta pe tine ca și asociație sportivă sau club sportiv la nivel de județ. Se propune, în practică, multe dintre aceste proiecte, ai nevoie și de bani. Sunt la nivelul AJP-ului suficient de bani pentru a pune în aplicare aceste dorințe? Nu știu situația financiară la momentul acesta. Știu doar că, dacă tot ați deschis subiectul de bani, știu doar că doar o speță din această situație. În toamna anului trecut, Federația a venit în sprijinul AJF-urilor cu o anumită sumă de bani și anume de o sumă de vreo 5.000 de euro. Din câte știu și m-am informat, sursă sigură, în care AJF-urile trebuia să vină și ele automat în sprijinul echipelor de Liga 4, Liga 5, a copii și juniori, să vină în sprijinul lor
cu acești bănuți. Sunt 100% sigur, pentru că m-am informat. Da? Din câte știu, nu știe nimeni de această sumă de bani. Era normal să se facă o adunare generală, să vină în ajutorul cluburilor, să anunțe, oameni buni, avem suma asta de bani de la federație, uitați, noi vă putem ajuta. Câte cluburi se înscriu? 4, 5, 6, 10? Puteam să ne înscriem și noi în competiții de copii și juniori. N-a știut nimeni de această sumă. Unde sunt? Ce facem? Era normal să se facă o adunare generală, să anunțe, băi, oameni buni, uite, asta și asta. Dar ei n-au făcut. Păcat. Și urât din partea lor. Care consider că sunt șansele tale la a câștiga la președinte? Am intrat în această luptă cu gândul să câștig. Sunt sigur că voi câștiga și voi dezvolta fotbalul meu din țean și îl voi aduce acolo unde este locul. Pentru că oamenii își doresc foarte mult o schimbare. Oamenii s-au săturat de aceste, cum să vă zic eu dumneavoastră, partipriuri, da? S-au săturat de arbitraje în care se favorizeze anumite echipe și anumite echipe nu. Sunt multe lucruri. Am stat o lună și jumătate și am discutat cu tot felul de oameni, de la delegați până la președinți de cluburi și primari. Într-adevăr, oamenii își doresc o schimbare și o să vedeți că pe 9 septembrie o să facem. Mai despart câteva zile până la alegeri, care ar fi mesajul tău către cei care au drept de vot? Mesajul meu este unul clar și la subiect. Să voteze cu sufletul, să voteze o echipă tânără, o echipă nouă, în care să împreună să dezvoltăm fotbalul mehedințean.